Presa la Națiune și îți urez bun venit la un nou clip. Bun venit la un unboxing și o impresie inițială cu Samsung S23. Vorbim despre S23-ul normal. Cel fără figuri, fără bling-blinguri. Nu despre Ultra, care în cazul de față înregistrează acest videoclip într-o cameră de hotel undeva la câteva sute de kilometri de România. Bun, despre ce vorbim? E propriu zis, vorbim despre un flagship, dacă este să o luăm strict pe specificații, a celor de la Samsung, dar de dimensiuni reduse. Primul impact pe care l-am avut cu acest telefon după ce l-am scos din cutie a fost pur și simplu de uluire. Fenomenal de fain designul, în primul și în primul rând. Ăsta este un design de gustul meu. Ăsta este un design care îmi place, cu colțurile astea rotunjite, așa cum era pe S21 Ultra. Nu pătrățoase și enervante, cum este pe S23 Ultra. Rama este făcută din aluminiu, la fel ca și pe S23 Ultra, iar pe spate și pe față avem Corning Gorilla Victus 2 pentru protecție. Display de 6,1 inch, Super AMOLED, rezoluție Quad HD, rată de refresh 120 de Hz. Un panou foarte frumos, foarte luminos, 1750 de nits este luminozitatea maximă. Avem de asemenea prezent și decupajul pentru camera frontală de 12 megapixeli și pe spate avem setup-ul de 3 camere. Camera principală de data aceasta comparativ cu S23 Ultra este o cameră cu un senzor de 50 de megapixeli, nu de 200 de megapixeli, iar zoom-ul optic este 3x. De asemenea avem camera telefoto și avem deopotrivă și camera ultra-wide. Din cele câteva fotografii pe care le-am realizat astăzi, în mod deosebit în timpul călătoriei, mă declar foarte satisfăcut. Foarte satisfăcut de ceea ce oferă aceste camere. Mai mult decât atât, telefonul ăsta oferă filmare în 8K, la 30 de frame-uri pe secundă. Exact cum face și S23 Ultra. Nu vine cu S Pen, pentru că este un telefon de dimensiuni mici, dar, pur și simplu, ador cum se simte în mână. E incredibil. De pe vremea lui S10 Plus, n-am mai ținut în mână un telefon care să se simtă atât de bine la atingere, ca și sentiment tactil, că despre asta este vorba. Chiar dacă display-ul este doar 6,1 inch, rama acestui display este perfect rotunjită și mai mult decât atât, și foarte important, este un display plat. Este un display care nu are pic de curbură, iar experiența de vizualizare de conținut multimedia este pur și simplu încântătoare. Un telefon care vine cu o baterie de 3900 de mAh, încă este devreme să mă pronunț despre autonomia bateriei, dar lucru foarte important, la interior procesorul este același ca pe S23 Ultra, și anume Snapdragon 8 Gen 2, diferența fiind că pe varianta aceasta de S23 normal, memoria RAM se duce până la 8 GB, nici de cum la 12 GB, iar varianta pe care eu o am aici este varianta cu 8 GB de RAM și 256 de GB de stocare internă. Ceea ce și recomand de altfel, pentru că este memorie de tip 4.0 UFS, pe variantele cu 128 de GB de stocare internă vorbim despre UFS 3.1. Deci atenție, dacă vreți viteze mai mari de citire, de scriere, atunci obligatoriu varianta de 256 de GB. Culoarea, în mod evident, este neagră și îmi place fantastic de mult cum arată. Propriu zis, este aceeași culoare pe care o am și pe S23 Ultra și, în general, este culoarea mea preferată pe telefoanele de genul acesta. Îmi place foarte mult că spatele este mătuit și retenția de amprente nu este una problematică. În cutie, ca de obicei, minimul de accesorii, ai un ghid de instalare, ai cheița SIM, ai un cablu de încărcare, dar fără încărcător. Și cam asta este toată povestea când vine vorba despre pachetul, hai să zicem, de marketing al celor de la Samsung. Sunetul este foarte bun datorită difuzorului din partea inferioară, dar și a celui din cască, și tehnologie Dolby Atmos. Deci dacă mă interesează un telefon foarte practic, în primul și în primul rând, din punct de vedere al experienței de utilizare, din punct de vedere al sentimentului tactil, poate nu vă plac display-urile mari, cum este pe S23 Ultra, dar nu vreți să ratați partea de procesare, partea de putere, de capacitate pe care o are acest procesor,
atunci S23 normal poate fi o alternativă foarte bună pe care eu aș putea o recomanda. Telefonul îl găsiți pe diverse magazine, undeva în zona prețului de 3400 de lei. Drept urmare, din punctul meu de vedere, ca primă impresie, atenție, ne limităm la un unboxing și o primă impresie, din punctul meu de vedere merită toți banii. Foarte bună calitatea, constructivă, se simte premium, este un telefon premium, foarte capabile camerele și excelentă experiența multimedia. Indiferent că vorbim de experiență vizuală sau vorbim de experiență audio. De asemenea, fiind un flagship, din punctul meu de vedere, comparativ cu alte produse similare de la companii concurente, ăsta câștigă detașat. În anii anteriori, acest tip de telefoane ale celor de la Samsung sufereau mult mai multe, hai să zicem, pierderi în comparație cu flagship-ul, și anume telefoanele din seria Ultra. În primul rând, calitatea constructivă nu era aceeași, specificațiile de foarte multe ori erau net inferioare și pe camere, și pe procesare, și pe baterie, și pe absolut tot ce vreți voi. De data aceasta, cu seria S23, implicit pe aceste telefoane, să le zicem normale, de dimensiuni normale, implicit pe aceste telefoane, beneficiați de marea majoritate a trăsăturilor care se regăsesc pe flagship-urile mari. Iar avantajul major, din punctul meu de vedere, este faptul că telefonul se ține foarte bine în mână, este extrem de ușor, extrem de ușor de utilizat, dar deopotrivă și de ușor din punct de vedere al greutății, și de asemenea, în buzunar, acolo unde îl țin marea majoritate a timpului când nu-l utilizezi, este aproape insesizabil. Nu același lucru poate fi spus despre S23 Ultra, care din absolut toate punctele de vedere este un uriaș, fără doar și poate. Bun, ăsta este S23 normal, varianta 8 GB de RAM cu 256 de GB de stocare internă, cea pe care vă recomand. Există și variante cu mai multă memorie internă, dar repet, lucru foarte important, ăsta este un telefon care se adresează celor care nu au nevoie de un Ultra, celor care nu au disponibilitatea să plătească prețul cerut pe un Ultra, dar, deopotrivă, vor să aibă trăsăturile, cel puțin din punct de vedere al procesării, cel puțin din punct de vedere al camerelor, cel puțin din punct de vedere al modului în care se mișcă telefonul și al experienței generale, dar, repet, nu vor să plătească dublu un telefon din seria Ultra. Bun, ne oprim aici. Cam asta ar fi de zis despre S23 normal. Un telefon care după 24 de ore a reușit să mă impresioneze foarte plăcut și într-o oarecare măsură, poate sună exagerare, dar este o bucurie de utilizat. Sincer, simplu fapt că îl ții foarte simplu, foarte ușor în mână și poți să-l folosești cu o singură mână, de exemplu, este un beneficiu major din punctul meu de vedere. S23 Ultra poate fi folosit și el cu o singură mână, doar că trebuie să faci puțină gimnastică avansată cu mâna și e mult mai complicat și mult mai anevoios de utilizat într-un astfel de scenariu. Punem punct aici, acesta este clipul cu unboxing-ul și cu prima impresie după 24 de ore de la momentul realizării propriu-zise unboxing-ului. Un telefon care a reușit să mă impresioneze prin foarte, foarte multe atribute, dar în mod deosebit prin designul și ușurința de utilizare. Și mod surprinzător, prin acest sistem de camere, pentru că am reușit să trag niște cadre chiar foarte interesante, dar mă interesează în mod deosebit să văd cum se comportă noaptea. Oricum, voi face foarte multe poze cu acest telefon, tocmai în ideea în care să-l testez, tocmai în ideea în care să văd cât de bine livrează comparativ cu un S23 Ultra. Pune punct aici, națiune. Ne vedem data viitoare când vorbim despre alte lucruri. Mulțumesc pentru timpul acordat. Toate cele bune, numai bine.